Bună ziua, bine ați venit! Mă bucur că am putut să ne mobilizăm noi, membrii Cenacului Armonii Carpatine, pentru ediția din această lună a manifestării. Salut prezența celor care nu fac parte din Cenacul, dar sunt alături de noi în aceste momente. Va fi probabil o ediție ca oricare alta, indiferent că sunt sau nu sunt spectatori, noi vom avea același program. Deci vom începe cu muzica oferită cu generozitate de grupul vocal Armonia, condus de domnul Merliu. Cu mulți boape și câmpii, frumoasă este țara noastră, aici găsim și bogății, românii toți o prețuiască, și graiul dulce românesc, cu doinele ce s-au cântat, pe graiul nostru strămoșesc, și până astăzi s-au păsat. Veniți, români, din lumea întreagă, cu toți la bine și la greu, ne cheamă neamul țara dragă, ne cheamă bunul Dumnezeu. Că tot ce român nu piere, creștini am fost de la început, din dragoste și din durere, români am fost când ne-am născut. Pe buni avem în pământ, ne tragem azi puterea, că tot ce avem pe lume sunt, să-i neamul țara și durerea, de vor pofti la țara mea, vrăjmașii să ne cotropească, și din pământ ne vom scula, și din chemarea strămoșească. Veniți, români, din lumea întreagă, cu toți la bine și la greu, ne cheamă neamul țara dragă, ne cheamă bunul Dumnezeu. Că tot ce român nu piere, creștini am fost de la început, din dragoste și din durere, român a fost când ne-am născut. Neamul nostru pravoslavnic, de enigmă și mister, a zidit un munte falnic, picurat prin ochi de cer. Dumnezeu e mântuirea, ziditorul lumii noi, Eminescu-i fericirea Evangheliei din noi. Sfântul Petru ne deschide porțile împărătești, rana neamului se închide în lumini brâncovenești. Într-o cruce bizantină a trăit și a luptat și în minunea Constantină neamul întreg s-a îngemănat. Azi Brâncuș ne învață zborul între artele regești, infinitizând izvorul veșniciei românești. Legea neamului, Sofia, brătienilor iubită, briliantul România, într-o lume regăsită. Bucovina. Bucovina, Bucovina, tu, lumină de Moldovă, strălucind ca o regină, într-o lacrimă de slovă. Bucovină, floare rară, din carpaticele steme, tu, baladă ce înfioară taina marilor poeme. Bucovină, cer albastru, licurind voronețire răsăritului de astru, sfânt mister în asfințire. Bucovină, cruce vie, răstignită așteptare, în cerească împărăție, înfrățind străvechi hotare. Bucovină, Bucovină, cipriană armonie, tot aștepți crai nou să vină, Betlehem de Românie. Rămădorul, chimădorul,
stelelor. Rău mă dor, ochii mă dor, de durerea frunzelor. Și mă duc, și mă tot duc, până la izvor sub nuc. Și mă duc, și mă cobor, până mântra la izvor. Rău mă dor picioarele, de bătut cărările. Cine-ar pleca, nu știu, când e sufletul pustiu. Fă-mă, Doamne, lemn de vrat, la mândruța-n foc să ard. Lemn de vrat și lemn de nuc, până mândra să mă duc. Și-o să plec fără știu, dus de dorul tău târziu. Numai frunza și iarba, nu mai știi cărarea mea. Și mă duc, și mă tot duc, până la izvor sub nuc. Și mă duc, și mă cobor, până la izvor sub nuc. Și mă duc, și mă cobor, până la mândra la izvor. Un zbor în pași mărunți. Sub geam, turismul nou așteaptă visând călătorie noapte. În apartament, liniște. Pâlpâirile unei vioze slabe pătează plafonul în umbre violete lungi, estopând ceea ce ar vrea să arate tablourile, carpetele și tot ce i-a găsat pe cei patru pereți. Răsturnată pe pernă, sub un plocat pufos, Nineta, fericită, nu-și poate înnăbuși pornirea și se întoarce brusc către Dorel, ce a țipise culcat și el alături. Dacia noastră, iubitule, zice îmbrățișându-și soțul, de când o așteptam? Dorel tresare speriat, deschide ochii mari, privește și nimic nu pricepe. În lumina oscură pare dezorientat, abia când simte îmbrățișările soției, ca un motan cu capul pe pieptul ei fierbinte, se lasă mângâiat. E mândru că în sfârșit, de 5 ani de când sunt împreună, poate să-și vadă soția fericită și, legănat ca un prunc gingaș de blasele imui, își lasă slobot gândul. De nimic nu ești bun. Ce-ai și văzut la tine? Cum mă-i și lăsat dusă? Ce zic prietenele mele, colegele care de mult se lăfăiesc cu dacii, trabanturi, merge de sus, barburburi? Ce zic vecinii? Și mama, care atât și-ar fi dorit un ginere cu mâna pe volan. Ce zice? Pot eu să mai dau ochii cu ea? Chiar vrei să nu mai merg la mama? Nu mă mai vezi prin sat, i-am spus anul trecut, decât zburând cu Dacia. Sunt fericită, dragul meu, continuă să rămângâie Nineta. Auzi, Dorele, cum ar fi stând unii fără mașini? Nu? Cum? N-aș mai sta fără ea, apoi străfugerat de un gând. Dar, vai, Dorele, de ce mi-o fi grăbit? Sigur de sine, Dorel zâmbi, aruncând mult bărbia în față. Ca să zbură, iubito, nu știi cât ți-ai dorit? Da, dragă, dar acum, nu acum scumpă, mâine, acum e noapte. Mâine zburăm cu 100, peste și 60, mai mult, să simți așa răcoare în suflet, furnicături în corp. Nineta clatină lung din cap, ca omul necăjit. Furnicăturile simt de acolo, Dorele, că tu cu sticla ta. Dorel să-i cazi. Nu, nu, nimic. Tot un porbagaj, să știi. Nimic pe bord. Apoi cu glas tărăgănat, blând.
poate așa, în pauze, prin munți, lângă copaci, la umbră, un gât acolo, două, în rest, și cine te mai ridică, dragă, cine-ți mai smulge sticla, nu știi cum faci, cine te mai urnește de acolo? E groază, durere, ne-ai luat pe dracu în casă, dar, dragă, dar în rate. Și acum, iubito, nu crezi că e târziu? E unul, uite, și aș doare mie. Și mâine, mâine, iubito, vom zbura, vom zbura. Lineta lângă lui, îl mai privi o dată și oftă lung. Știi eu, domnul Bai zbura, tare aș dori să nu. Se culcă așa. Noaptea Dorel a avut un somn greu, cu zvârcolii, cu suflări greoaie, cu mare vraie, brațelor închipui în volanul, cu izbiri de picioare însemnând frâne brusce. Trezită, e lovitură în gleznă, nineta zvâgnit sărind din pat. Lac de sudoare, Dorel șoptea ceva neînțeles, se zbuciuma. Dragul meu, ce e? Se alarmă soția. Stâmpul! Țipă Dorel și se trezi buimac. Apă, apă că mor iubit-o, îngăimă tremurând. Nineta să aici și apânse becul. Nu, stinge-l, stinge-l că mă găsește. Cine iubitule? Dorele, mă sperii. Cine te găsește? Ăla! Iubitule, nu, nu, nu mă te rupe. Uite-mi, zice, ești omul meu. Vino, am să-ți dezvolui multe. Dar cine ești? Îi zic, și cum te cheamă, domnule? Și apoi unde să merg? Lasă, de acolo totul. Până atunci, bag în port bagaj ce-ți dau. Ce crezi? E o sticlă, draga mea, bătrână. Știi tu, dai de prefer eu. Plecare-mă. Mă prinde după umeri și deodată ceață, beznă, un vuiet lung și hop în fundul unei gropi. Groapă mi s-a părut, dar nu era. Să vezi, se deschise o poartă, paza cu o sticlă în mână. Ia, mă îmbie să beau. Eu, nu, prietenul mă îmbodi, băui. Așa și la a doua, apoi și la a treia poartă, aveam un chef de viață, prietenul cu voce guturală. De aici, măi, dragă, zice, am și intrat în secții. Privește, aici sunt pietonii. Ne vom opri la unul. El, trecut fără cap, zebra, tamponat, roț, vehicul. Rezultat, sculat mort. Notații scurte, precum vezi, economie timp. Acolo, certăreți, vor face, bișnițarii, ciupitori, parlamentari, la grămași, turlătorii, corupți. Mai sunt și alte genuri. Îi vei cunoaște pe toți când ai să vii, răbdare. Trecem la rutieri, ăștia-s motocicliști, pitezomani, alcoolici, prima clasă, căzuți la mine în plasă. Dincolo bicicliști, diagnostic banal, imitat cascador, veniți la mine în zbor. Sunt liniștiți aici. Iată automobiliștii, sunt cei mai mulți, puhoi, dar să ne ajungă timpul, ne oprim doar la doi. El, zice, își plimba amoreza, cu o mână pe volan și una, nu știu pe ce, că nu l-a mai ajutat în curbă. Și a nimerit în stâlp. Asta m-a căutat de mult. Nevasta nu-l știa. Acesta cu trei stele adăpat, părea un lup turbat. Gonea că a apucat să mai crezi că a fost om. L-am cules pentru un pom. Ce căuta? Nu știu, bine unii zică pe mine, dar parcă tremuri. Zice, chiar ești fără curaj? Nu, îi răspund și caut lung spre el. Face un semn și în față apare ea. Dacia noastră, iubito. Să te văd, zice. Te însoțesc. Scurtă verificare. Mă urc, pornesc, apuc volanul, accelerez și zbor. Bunește, țipă el. Gustă aici să-ți alungi frica. Gustă-i. Unele sir descântau păsărici în cap. Parcă în crescura aripi. Arcul urca. 120, 60, nu știu cum făcui, că îi zări picioarele. De capre erau, draga mea. Prietene, îi zic, cumva, ești dracu. A râs și a dispărut cu ușa. A furisitul. Și n-ai oprit Dorele? Ba da, în stâlp. S-am zburat cu volanul peste prăpastia din față. Pluteam, mă întreb, ce s-a întâmplat de nu m-aș fi trezit? Că știi,
Jos era lacul și în lac, ăla, cu brațe deschise. Mă aștepta zâmbind. Înfricoșată, cu glasul suplimat, nineta își duce mâinile la gură. Dorele, să știi că ți-a pus din rău. Nu scapi. Că tu cu sticla ta și acum hop și mașina. Asta ne trebuia? Și ce să fac, iubito? Cum să scap, că am jurat, știi bine, să mergem la ai tăi numai pe sus și cu ceva modern. Spune, cu ce zburăm? Știu eu, Dorele. De ce să spun? De sticlă nu te lași. Mașina te omoară, vezi bine. Dacă nu vinzi, abia așteaptă ăla. Carul, poți să te sui băut, ceva să vedem încet în pași măruți și să nu cazi de sus, că de, cu capul plin, se priviră tăcuți. Fiecare gândea, se frământa, tot un zadar, enigmă. Deodată, nineta scoase un țipăt fericit. Dorele, sărută-mă! Dorele se apropie cu sufletul la gură. Ce-ai zice de un măgar? Consum redus, plasul original și frâne un pas nu te-ai nici când ți-o dat măgăreasca. Nu te holba și Nastratin, omul învățat, chiar geniu, dacă ți-au ce aminte, tot măgar a avut și a devenit, uite, nemuritor prin veacuri. Dorele se lumină, ținea prea mult la sticlă și la viață să nu primească fericit oferta. Unul puternic, dragă, cum de nu m-am gândit? Ne duce pe amândoi. Dar știi, zise neugurându-se din nou, mă tiune o întrebare. Dacă îi vine arătări chef să țipe în locuri nepermise, cum îl oprim? Cum îi oprim clasonul? Că are un sonor. Nineta sărută zglăviu. Simplu, Dorele. Nu ești cu sticla în mână, i-o duci ușor la gură. Parcă auzi și acum în munți tonice sunând, ca și în anii tinereții ce s-au dus în vânt. Unde ești, copilărie, iute mi-ai trecut, către an ce nu-i cunosc, eu mă duc, mă duc. Am fost cândva tinerel fecior, Doamne, cum mă mai purta dorul călător? Unde ești, copilărie, iute mi-ai trecut, către an ce nu-i cunosc, eu mă duc, mă duc. Ca să ajungi bogat în lume, în lumea domnilor, lași în sat povești cu zâne, doine la izvor. Unde ești, copilărie, iute mi-ai trecut, către an ce nu-i cunosc, eu mă duc, mă duc. De când în lume plecat, se doar vieții rost, s-au schimbat doinele în sat, nu-i nimic ce-a fost. Unde ești, copilărie, iute mi-ai trecut, către an ce nu-i cunosc, eu mă duc, mă duc. S-au trecut anilor și mă uit în sus, unde, Doamne, tinerețea prea iute s-au dus. Unde ești, copilărie, iute mi-ai trecut, către an ce nu-i cunosc, eu mă duc, mă duc. Unde ești, copilărie, iute mi-ai trecut, către an ce nu-i cunosc, eu mă duc, mă duc. Răsărit. Copacii se întreceau unii pe alții, fără să facă vreun efort. Știam că acest lucru se datora faptului că erau în mișcare, dar prefera să cred că se mișcau singuri, ca și cum ar fi avut vreo voință proprie. Dar ele se vedeau înălțându-se spre cer, contopindu-se cu acest. Aveam capul lipit de sticla rece a ferestrei, pe jumătate adormită. Am tresărit când ceva negru trecupri fața ochilor. Mi-am mișit ochii pentru a vedea mai bine, dar trecusem de el. Stați, m-am trezit strigând. Trebuie să cobor. De ce? Întrebă domnișoara care ne însoțea. Trebuie să ajungem în curând.
Am tăcut, încercam să găsesc o scuză suficient de bună pentru a opri vehiculul. Am nevoie la toaletă, am zis sperând că asta va merge. Femeia cântări puțin situația, apoi se ridică de pe scaunul ei, susținându-și greutatea cu spatele rezemat de spătarul scaunului. Atenție toată lumea, se adresuia întregului autobuz. Vom face oprire pentru toaletă. Drumul a fost suficient de lung și sigur aveți nevoie de o astfel de pauză. Niște mormeli veniseră din spatele autocarului, semn că femeia trezise câțiva copii. Surprinzător, doar câțiva au avut nevoie la toaletă, iar eu, văzând că era mult prea departe de locul pe care voiam să-l văd, am luat-o la fugă până am dat de el. Părul mă lovea în față, iar vântul îmi șuiera în urechi. Nu m-am oprit până nu am găsit copacul cu semn negru. M-am apropiat de el găfâind. Era chiar pe marginea drumului. Pe scoarța ei erau deșinate niște aripi de vulturi. Am atins cobitura, simțim lenul tare. De-aia mă strigă îndrumătoarea. M-am uitat spre autobuz, apoi cu o ultimă privire asupra desenului, am pornit înapoi spre grup. Ce căutai acolo? Mă întrebă femeia când m-am apropiat. Am vrut să văd ceva, am mărturisit, omițind intenționat să menționez la cel ceva, deoarece nu eram sigură ce era de fapt și nu credeam că ar fi contat. Ei bine, în cazul în care vi mai avea astfel de scapare, te voi pune în față pentru orice eventualitate. Era nedrept. Nu înțelegeam ce făcusem atât de rău încât să mă pună sub supraveghere. Totuși, am aprobat din cap și am urcat în autocar. Am înaintat spre culoarul liber dintre scaune, așezându-mă pe singurul loc din față care rămăsese neocupat, undeva în primele rânduri. O cheamă Hillary, zise băiatul de lângă mine. Am ridicat privirea spre el. Atunci mi-a arătat cu degetul spre domnișoara care ne organizase. A fost coordonatoarea mea anul trecut. Nu i-am răspuns. Încercând să-mi fac de lucru cu mânerul scaunului. Mackenzie, se prezentă el. L-am privit pentru o secundă. Sunt Dan. Când am coborât din autobuz, eram pe jumătate adormită. Mi-am luat bagajele din spate și am privit-o pe domnișoara Hillary, în jurul căreia se strângeau o mulțime de copii. Aceasta se uită la mine și îmi făcu semn să vin spre ea. Se pare că ești în grupa mea, zise ea. Lasă-ți lucrurile la cabana 21B, apoi ne strângem la cantină pentru a stabili activitățile pe care le vom face vara asta. Am probat din cap și am pornit în căutarea cabanei. Colegile mele erau deja acolo când am intrat. Mi-am așezat geanta pe unul dintre paturi și am ieșit înainte ca ele să apuce măcar să spună ceva. Mi-am trecut mâna prin păr și m-am apropiat de unul dintre copaci în spatele cabanei. La prima vedere, nu se observa nimic. Dar dacă priveam mai atent, în scoarță, era un alt desen, de dimensiuni mult mai mici decât cel din tâi. Mi-am întors privirea, iar Mackenzie stătea lângă cabana 23. Privind din nou copacul, a realizat că de fapt nu era absolut nimic scrijelit de el. M-am răsucit pe călcâie și am pornit spre el, clătind din cap. Ce s-a întâmplat? M-a întrebat Mackenzie. Mi s-a părut că văd ceva, am spus dând din numeri. După un timp de tăcere, am pornit spre sala de mese. Era cumva acel ceva pe care le văd în autobuz? Mi-am ridicat privirea spre el. Acela era real, am mărturisit, sperând că astfel ar fi rămas în urmă și nu m-am mai fi urmărit. Dar el continuă să meargă pe lângă mine, crezând probabil că voiam să nu întârzi. Totuși, înțelegeam unde bătea. Cu siguranță mă credea nebună. M-am stricurat afară din cabană înainte de răsăritul soarelui, privind din nou copacul acela. La fel ca data trecută, nu era nimic și probabil nu avea să fie vreodată. Am respirat adânc aerul dimineții și m-am așezat pe treptele cabanei. Era liniște. O ușă se trânti, răspândind sunetul prin toată tabăra. Mackenzie coboră treptele cabanei lui și se apropie de mine. Iar el, am gândit atunci. Ce e cu tine la ora asta? Am întrebat cu voce tare. Te-am văzut afară. Vreau să-ți arăt ceva. M-am ridicat scutelul de pantaloni. Nu te mișca, spuse el repezit, privind printre zare. Tabăra era poziționată undeva într-o pajiște. Uite, cerul se schimbase. Acum era portocaliu, iar soarele se ridica încet, ca și cum abia atunci s-ar fi trezit și el. M-am luat în brațe, continuu să privesc acel răsărit. Era prima dată când îl vedeam cu adevărat într-un astfel de loc și trebuia să recunosc, era minunat.
Numele tău înseamnă răsărit, zise Mackenzie rupând vraja. Indienii aveau nume bazate pe elemente din natură. Iar numele tău e galez, am răspuns, simțind nevoia să completez, dar imediat am realizat că originea numele lui nu prea conta în acel moment. Și se apropie de mine și îmi zâmbi. Știu, bunicul meu este pe jumătate indian, iar el mi-a povestit o mulțime de lucruri despre cultura lor. Am dat din cap, iar el continuă. Știu că te uita la semnul cu aripi de vultur atunci când ai oprit autobuzul. Nu mă așteptam ca cineva să-l observe. Știi ce reprezintă? I-am spus că nu. Vulturul este un emisar aflat între oameni și zei. Și acest într-un fel mai greu de explicat, dar aripile lui în sine înseamnă libertate. Am ridicat dintr-o sprânceană. Vântul bătea foarte tare. Nuanța roșiatică a cerului dispărea treptat. Iar ce spunea el era atât de interesant, dar era destul de sigură. Nu eram sigură pe mine dacă credeam. Unde-i citit asta? Am întrebat. Mackenzie pufni, zâmbind. Își ridică privirea spre cer, apoi spre mine, rânjind. Ochii lui luciră momentul în care vorbi din nou. Ești de origine indiană, Dean. S-a tocat ăsta. Poate nu sânge pur, dar una din străbunicile tale a fost cu siguranță. Iar ceva din gena ei a ajuns și în tine. Am clătinat din cap, despărțindu-mă de el. Este prea ciudat, am spus pornind să mă așez pe trepte. Dar acest lucru nu mi-aș fi dat de înțeles decât că voiam să rămân. Simțind răcoarea din clanță atunci când am atins-o, eram aproape gata să intru în cabană. Capcană de vise, strigă el. Le-am privit peste umăr. Este cel mai ușor test. Dorm cu el sub pernă. Dacă am dreptate, alungă visele urâte. Dacă nu, asta înseamnă că nimic din tine nu este indian. Iar numele se doar o coincidență. Scotăci prin buzunarul blugilor. Cristalul de coarță avea proprietatea asta. Îmi zâmbi neamuzat. Măcar așa vom ști sigur dacă ești indiancă sau vrăjitoare. S-a oprit și cântări și căută pentru o secundă. Apoi extrase din buzunarul stâng un set de chei. Unul dintre brelocuri era un cerc legat cu ață și pene. Raza cercului consta într-o pietricică gri, mai mică decât o bobă de cafea. Genul de piatră care o poți găsi la un pârâu. Ața care lega pietricica de cerc părea a fi iarbă, iar penele arătau destul de reale, dar era posibil să nu fie. Să înțeleg că accepti provocarea, zise el, privindu-mă pe subgene. Observând atenția care acordam acelui obiect. Nu am mai văzut așa ceva până acum, am zis luând cercul între degete, simțind firele de iarbă. Nu era contrafăcut, era cât se poate de natural. Simțind penele, mi-am ridicat privirea de la breloc spre el. Este o capcană de vise? El apropo din cap. După un timp de tăcere, în care m-a culbat la micuțul obiect pe care nu mai văzusem până atunci, m-am decis să încerc. Accept, am șoptit într-un final. Zâmbetul lui a apărut din nou, de data aceasta, mult mai mare decât celelalte dăți. Început să se scalpine cap. Ne vedem mâine dimineață, înainte de răsărit. Atunci, îmi voi spune dacă am avut dreptate. Am dat din cap și am intrat în cabană, stricurând micuța amuletă în buzunar hanoracului meu. După masa de seară, care a fost după împletitul inelelor, ideea domnișoarei și lării, am ajuns înapoi în cabană. După ce am adormit toate fetele, am scos brelocul din hanorac și l-am privit pentru câteva secunde, înainte de a mă decide să-l las lângă pat. Dimineața următoare, m-am trezit înainte de răsăritul soarelui. O simțeam odihnită. Am luat capcana de vise și am ieșit din cabană. Mackenzie era așezat pe dreptele cabanei lui, când mă văzut se ridică și veni spre mine, iar eu am înaintat spre el cu mâinile îndesate în buzunar din cauza răcorii dimineții. Deci, se interesă el, părul era răbușit, purta un tricou vechi și pantaloni largi. Simt că abia se trezise. Am avut somn fără vise, nu se pune, am spus înapoi în librelocul. Am început eu, când el a început să râdă. Am uitat să spun, dacă te durea capul, atunci te-ai fi trezit. Atunci când te-ai fi trezit, acum ai fi fost obosită, dar ținând cont că nu ești, am stat înseamnă că am avut dreptate. M-am încruntat, lovindu-l peste umăr. Ai trișat, am strigat furioasă. Nu am trișat, dar am omis niște lucruri, zise vesel. Soarele răsări din nou. Nuanțele de portocaliu și roșu făceau să pară ca cele erau în flăcări. Dar acest lucru nu era neapărat ceva rău. Simțind iarba rece lăsându-se sub greutatea mea, m-am gândit la numele meu. Răsăritul înseamnă
speranța unei zile care trebuie trăită. Și-am zis voi de Sărcioară, Marie și Mărioară, Marie și Mărioară, ia un par de mă omoară, parul să fie de tei, când o-i da să sară-ntrei. Parul să fie de plouă, să nu mă omor de tot. De vedea că vin la moară, ia un par de mă omoară. De vedea că vin la moară, ia un par de mă omoară. Parul să fie de fac, să nu poți lovi de drag. Parul să fie de fac, să nu poți lovi de drag. De trei zile zac în boală, și nu zice nimeni scoană. De trei zile zac în boală, și nu zice nimeni zboală. Dar mai zice dumneata, n-ar mai zace inima. Dar mai zice dumneata, n-ar mai zace inima. Să vă citesc niște catrene simple și majoritatea, adică mai toate, legate de prostie. Cineva din colegii mei, în ghilimele, m-au acuzat, de ce te legi numai de proști? Și mi-am răspuns, păi dacă voi mă inspirați. Majoritatea, păi da, majoritatea acestor catrene se află într-un ultim volum al meu scos la București, Vrei, nu vrei, defilăm cu el. Și am căutat să aduc ca moto al acelui volum un catren al marelui Voltaire. Să vedem dacă mi-l mai amintesc. Deci, uite că acum chiar nu mi-l mai amintesc, dar vi-l citesc eu când. Proști mulți există în lume, cum în stejarii ghinda. Ca să nu-i vezi, stai singur, spărgându-ți și oglinda. Așa a zis marele Voltaire. Să începem cu câteva catrene. Cică rugă, cum ești dornic de dreptate, Doamne, ascultă ruga mea. Nu dau omului cât poate și nici prostului cât vrea. Reticență, de a-mi stârpi pe proști cumva cum s-ar crede că e logic. Oare nu s-ar perturba echilibru ecologic? Convingeri tardive. S-a convins poporul meu, însă după ani destui. Mare este Dumnezeu, mare-i și grădina lui. Unui șmecher, un tinerel care, din senin și fără rost, spui că nu vrei să mor prost. Dar problema e nefondată de murit. Tot mor odată. Exagerări. Natura cu ale sale oștri, mereu în vervă ca și acum. Firesc să fii creați și proști, dar prea s-a întrecut cu gluma. Saturație. Cu timpul nu scap de dilemă, devii prea sătul să te povețe, când știi sau nu știi o problemă și vine un prost să te învețe. Teama de promovări. Că au tot umblat cu fofârlica să înșele doar și să trișeze, când văd un prost, mă apucă frica să nu cumva să-l promoveze. Ghinion. Greu de proști se scapă, că n-a vrut Apollo prostul când dă-n groapă să rămâi acolo. Prostul, definiție, un fel de definiție a prostului, zice că obsedatul din cireadă, frământat doar de un precept, cum să facă să-l creadă cât mai mulți că e deștept? Voioșia românească.
sfidând prostia, paranoia, românii au râs cum se cuvine și pentru că au simțit nevoia și pentru că au avut dăcine. Demnitatea epigramei. Epigrama, frământându-și coca, nu suportă nici de cum pe proști, dar ești nevoit să recunoști că la fel de justă-i reciproca. Din păcate, cunosc un critic care a fost total neînțelegător și a judecat ca orice prost că epigrama e gen minor. Deocamdată de aici. Vreau să scot în evidență faptul că, nu că vă mai țin un pic, nu mă iertați așa repede. Nu vă iertați așa repede. Cât de importantă este limba românească, cea mai curată limbă din lume. Francezii, ei scriu prin ocolire spre a pronunța cu fler. Se scrie Voltaire, dar îl citim Voltaire. Englezul, fiind un nobil mare, pronunță în delir. El scrie Sachespeare spre a citi Shakespeare. Românul cu Firescu și nu se fandosește. El scrie Eminescu, dar tot așa citește. E singura limbă în care citim cum scriem și scriem cum citim. Acum, o altă obsesie a mea, asemănătoare cu cea de până acum, mă leg de unii oameni care spun prostii. De exemplu, am avut un epigramist prin Ardeal care se lega mereu, mereu, mereu de soacră. Și l-a pus dracu să scrie într-o zi un catren. Soacra lui e o vacă cică. Am rămas mai toți tablou. Fata ei e deșvițică, ginerele e un bou. I-am citit-o la Brașov și a tăcut chitic, n-a zis nimic. A fost de acord cu mine. Încă un sinistru imbecil care a scris într-un ziar că domnul Coposu miroase a mort. Deci cum suntem noi aici toți în vârstă, vă dați seama, cu al scârboșeniei aport, ai devenit total anost. Prefer chiar să miros a mort, să miros a mort, decât să put ca tine prost. Și câteva variante. Când prostul vrea să te jignească, natura va interveni. Coposul o să mai trăiască, dar imbecilul va muri. Deci înaintea lui Copos. Domnul îl va pedepsi că a judecat cu dosul. Imbecilul va muri înaintea lui Coposul. Nu am putut să-i citesc direct așa, dar... Am mai avut un pitești pe cineva, nu spun cine, Catrenagiul Derbedeu, cu mamă, soră și nevastă, îl întreba pe Dumnezeu de ce a făcut femeia proastă. Ca să spui așa ceva într-o carte de poezie și de epigrame, m-a revoltat și i-am zis-o. Pe urmă, acum a răspuns unuia care mă întreabă de ce vă legați de proști, sub formă de catren. Văd, nu vrei să recunoști, ca și mulți ai tăi confrați. Cum să nu rămân vânăm pe proști dacă voi ne inspirați? Ca și alți ca tine, recunoști că noi ne tot legăm de proști. Dar tu de ce nu te ferești să ne arăți cât de prost ești? Și să vedem, în încheiere, lege firească a naturii. În poezie nu descinde decât acel ce-i simte un rost. Nici Eminescu n-ar pretinde să fie apreciat un prost. Și bădia Caragiale, fiindcă a dat direcțiunea să se deștepte națiunea, și Caragiale-i denigrat de cei ce nu s-au deșteptat. Și racile bătrâneții se vede așa că m-a copleșit din nou durerea că îmi scade în mod treptat vederea. Câțiva din cunoscuții foști îi văd în ce în ce mai proști. Și în final, când dai la public de citit, vezi timpul să-ți chivernisești, să-i pară rău că ți-ai oprit, decât că nu te mai oprești.
pe cărarea vieții mele. Nu mai mergem amândoi, n-ai vrut să culești cu mine liliacul cu cinci foi. N-ai vrut să culești cu mine liliacul cu cinci foi. Ai plecat în țări străine, alte drumuri ție-ți plac. N-ai vrut să culești cu mine florile de liliac. N-ai vrut să culești cu mine florile de liliac. Te-ai întors din nou la mine și cu lacrimi m-ai rugat să culegem împreună florile de liliac. Să culegem împreună florile de liliac. Te-ai întors din nou la mine, dar eu nu te-am așteptat. S-a dus dragostea din suflet, florile s-au scuturat. S-a dus dragostea din suflet, florile s-au scuturat. Curge lacrimi, curge, scurge, doar atâta mai rămas. Dorul și durerea în suflet, lacrimile pe obraz. Dorul și durerea-n suflet, lacrimile pe obraz. Este vorba, stimați prieteni, despre un scriitor uitat de lume. Amintirile despre personalitățile culturale artistice intrate în lumea umbrelor sunt ca niște flori așezate cu pioșenie la mormintele lor. Îmi spunea scriitorul, memorialist, etnograf și publicist, profesor Grigore Constantinescu, într-o convorbire telefonică asupra nedoritului fenomen al uitării unor valori culturale. Ne hrănim sufletul din harul lor, dar atunci când opera intră în circuitul spiritual, numele autorului rămâne în urma vremurilor. Florea de recunoștinței, cu plăcut parfum literar, păstrându-și prospețimea peste veacuri, au fost răsădite în conștiința publică de către contemporanii noștri. Este vorba acum despre cei argeșeni. Deci despre profesorul Ion Cehiru, cu volumele, masive volume, Celebrități din negura uitării, Mihai Golescu, Recurs la memorie, Convorbiri cu Mihai Ungheanu, Grigore Constantinescu, Argeș, Personalități literare, Paul Icrucean, Stabile în calea uitării, Ion Foc și Aghinionul a fost norocul meu, Marin Ioniță, Chiselev 10, Fabrica de scriitori, Gabriel Dragnea, 27 dialoguri, Construcții neterminate. Dacă spațiul ar fi îngăduitor și timpul, i-am enumerat pe toți autorii de monografii consacrate tuturor celor care, prin scrierile lor, au contribuit la înălțarea spirituală a neamului românesc, printre aceștia aflându-se un nume despre care citez. Se credea că avea geniul pentru a umple golul lăsat prin dispariția lui Eminescu. A zis treaba aceasta scriitorul George Potra. Este vorba despre Artur Ienașescu, 1889-1942, poet, jurnalist și epigramist, un boem al perioadei interbelice, totdeauna înconjurat de către scriitorii de marcă ai acelei epoci. Iată una dintre epigrame, categoric domnul Nic Petrescu a învățat-o când era puști, e adresată juristului epigramist Cincinat Pavelescu. Ciudată soartă, Cincinat, ți-a hărăzit natura ție să fii la curte magistrat și inculpat în poezie. Îmbolnăvindu-se mental, iluziile celor care credeau în geniul său s-au spulberat, iar în ultimii ani,
Poetul a trăit într-o lume numai de el știută, degradat moral și fizic, singur declarându-se, fără domiciliu, bolnav, gol și flămând. Numai câțiva contemporani își mai aminteau de poetul filozof de la începutul veacului trecut până s-au stins și ei. Nici ilustrul George Călinescu nu i-a făcut loc în monumentala istoria literaturii române de la origini până în prezent. De la Artur Ienășescu ne-au rămas volumele de versuri pe gânduri, Revolta zeilor, poezii, amintim câteva titluri și din perlele sale poetice. Afrodita, Clipe din urmă, Țiganca, Lacrimi, Punțăr mierenic, Poetul, Visătorii. Numeroase creații literare intrând în circuitul folcloric românesc. A intrat în circuitul folcloric și o altă poezie a sa devenită celebră prin faptul că compozitorul Ionel Fernic a pus-o pe melodie. Este vorba despre poezia Balada Crucii de Mesteacăn. Cântecul a primit titlul de Cruce Albă de Mesteacăn. Recent publicată în suplimentul cultural Săgetătorul al ziarului Argeșul, oferită redacției de către profesorul Vasile Ghițescu, poezia Crucea Albă de Mesteacăn m-a emoționat profund. Ascultam în anii tinereții romanța cu același titlu la radio, compusă de către celebrul compozitor Ionel Fernic, interpretată de către Emil Gavriș. Era în vogă acest gen muzical. Lumea era mai liniștită și mai puțin stresată, mai normală. Nu pătrunseseră moravurile periferiei occidentale în educația și în instruirea muzicală a tinerilor. Manelele nu erau atât de căutate. Romanța s-a mai aflat în repertoriul lui Jean Mascopor, Dorel Liveanu, o cântă astăzi și Tiberiu Cea, Nicolae Furduiancu, Alexandru Arșinel. Maestre, ați cântat-o probabil și dumneavoastră. Ce faci, domnule? Crucea Albă de Mesteacăn. Frumos, bravo. O lăsăm că am și versurile cu noi. Da, aveți pe înregistrată melodia? Da. Frumos. Puneți-o tare. Vorbiți pe fundul. Da. Dar de fiecare dată... Stai mai tare. Merge. Dar de fiecare dată ascultându-o, nu i-am lăsat tâlcul decât acum, după lectura atentă a versurilor, dar și documentându-mă în vederea încropirii acestor rânduri. Aflat am astfel că... Dumneavoastră cunoașteți istoria acestei balade? Bun. Mi-a dat satisfacție că are importanță lectura mea. Aflat am astfel că autorul, înrolat ca soldat în primul război mondial, luptând în prima linie a batalionului din care făcea parte, a scris poezia aceasta la Oituz în anul 1917, sub titlul Balada Crucii de Mesteacăn, în memoria eroului necunoscut căzut la datorie pe câmpul de bătaie, căruia doar vreo cruce din lemn i s-a așezat la căpătâi. Acum putem să înțelegem noi semnificația versurilor despre care puțini au știut. Eu am aceste versuri în copie originală, scrisă de către profesorul Vasile Ghițescu din Băbana, tatăl actualului profesor Vasile Ghițescu, iar dânsul a dat-o la redacție spre publicare. Și această poezie mi-a inspirat mie aceste rânduri. Maestre, dacă îmi permite și dacă am să citesc această poezie, cunoscând acum semnificația versului. Acum ce mai contează? Și altădată cred că nu mai. Dar eu totuși viu. Nu, eu viu că îmi place să ascult pe altul, nu ce scriu eu. Că eu nu sunt nici scriitor, nici poet, decât prin... Deci, iată... Și opresc muzica. Un fond muzical n-ar strica, băiatule, de acolo. Mai încuraja. Așa, niște clape, așa, ușor, dar mă rog. Crucea albă de mesteacăn, răsărită printre creste, cine te cunoaște în lume, cruce fără de poveste. O știți, domnul profesor, poezia aceasta, nu mai... O știți? Sunteți tânăr, da. Peste brațele întinse din poiana fără flori, uneori s-a pleacă în noapte cârdurile de cocor și în tăcerea nesfârșită, sub arcatele de brad, nu se aude decât plânsul cetinilor care cad. Crucea albă de mesteacăn, viciuită de furtuni, peste lemnul zgol doar luna pune albelei cununi. Mă gândesc acum dacă a recitat-o domnul Samoilă,
ce rezonanță ar da acestei poezii. Dar poate intrăm în repertoriu pentru altă dată. Ca de o mână nevăzută, zlovele se șterg de ploaie, tot mai mult te bate vremea, vânturile te îndoaie. Și ca mâine, fulgii iernii se vor prinde în a lor salvă și vei dispărea din lume, cruce de mesteacă în albă, crucea eroului. În memoria lui Artur Ienășescu consacrăm aceste aplauze. Acestui poet necunoscut, ca știți, a căzut cum a căzut și crucea lui Dacov. Sfântul îngropat sub tine, cine îl va mai ști acum? Crucea albă rătăcită lângă margine de drum. Nu vreau să mai fac de rușine, că m-a emoționat pe mine. Brațele-s de vânturi smulse, se vor pierde pe poteci, numai brazda de țărână nu-l va părăsi în veci. Ultimele rânduri ale acestui articol. În anii copilăriei mere, eroii care scăpase răciși în Durmaian, de sub ploaia de gloanțe, de la cotul Donului de data aceasta, povesteau cum prisonierii, nemai putând să înainteze în coloană, până la lagărul unde trebuia să li se ducă soarta, erau împușcați, apoi aruncați în groapă comună, izbitoare asemănare cu versurile celebrei balade. Lumea iartă, dar nu uită. Dar de ce iartă, dacă nu uită? Aceasta este istoria crucii albe de mesteacăn, uitat în zilele noastre, uitat de lume și de breazla scriitoricească, fiind și autorul. Artur Ienășescu a dispărut din lume. Uite, soartă tragică. Fără să se știe unde, cine l-a însoțit pe ultimul drum, la care cimitir a fost îngropat, dacă la căpătâi i-ar fi pus cineva simbolica crucea albă de mesteacă. Cruce albă de mesteacă, răspândită printre creste, cine te cunoaște în lume, cruce fără de poveste, peste brațele întinse din poiama fără flori, uneori s-a pleacă noapte cârdurile de cocor. Peste brațele întinse din poiana fără flori, uneori s-aplică noapte cârdurile de cocor. Mândruță cu pătăia, la grea boală mai băga. Mândruță cu pătăia, la grea boală mai băga. Și Domnul mai face bine, hai nu și nu și da, până mă vine că bine, hai nu și da. Și Domnul mai face bine, hai nu și nu și da, până mă vine că bine, hai nu și da. Nu te băga lumea noi, să vie cine ne dor. Nu te băga lumea noi, să fie cine ne dor. Nu te băga lumea-n ceață, hai nu și nu și da, să mai stau cu mâna-n brațe, hai nu și da. Nu te băga lumea-n ceață, hai nu și nu și da, să mai stau cu mâna-n brațe, hai nu și da. Soarele de dimineață m-a prins cu mândruța-n brață. Soarele de dimineață m-a prins cu mândruța-n brață. Și tot nu m-a săturat, hai nu și nu și da, mândruță de sărutat, hai nu și da. Și tot nu m-a săturat, hai nu și nu și da, mândruță de sărutat, hai nu și da. Știu necuză, știu prea bine, vorbește lumea de mine. Știu necuză, știu prea bine, vorbește lumea de mine. Și de mine și de noi, hai nu și nu și da, că ne iubim amândoi, hai nu și da.
Și de mine și de noi, hai nu și nu și da, că ne iubim amândoi, hai nu și da!